Salutare, prieteni! Astăzi o să vă arăt ce înseamnă o partidă de pescuit pe o apă perfectă. Peștii să mănânce, apa de turbiditatea care trebuie, bineînțeles să fie argeșul cum trebuie, ca adâncime și așa mai departe. O să filmez cu camera de la piept, sper să vedeți exact ce trebuie să vedeți. Haideți! Am ales astăzi să pescuiesc o muscă artificială. O să pescuiesc un gândac, care o să vi-l arăt imediat. Consider că în cazul de față este irelevantă culoarea, dar oricum face parte din arsenalul meu și să vedem câți cleni prindem, nu știu, în 3 minute, 2 minute, cam așa. O să văd, este și 16, nu? Și este ora 5 și 16. Și hai să vedem. Nu o să încerc să lansez prea departe. O să lansez în fața mea. Uite, am ratat unul. Uite, primul. Am agățat cine știe cum. Deci, unul, da? Hai că mai mult durează să mă pregătesc. Ok. Deci nu lansez prea departe, că nu și are rostul. Uite. Și pe al doilea, acum, care a ratat de vreo 2-3 ori. Uite-l. Nu-s mari. Nu-s mari, dar distrez. Ia să vedem. Opa, uite aici am uscărit unul mai mare. În stânga mea, să vedem. În dreapta mea, pardon. Hai. Bum. Oh. Și da, cum a aterizat. Iar a dat. Ia să vedem acum, mai dă, nu mai dă. O să încerc să nu fac foarte multă gălăgie. Oh, rateu, rateu. Uite. Nu încerc să mă laud, că nu e cazul. Vreau să vă arăt doar ce înseamnă de multe ori eficiența pescuitului la muscă, da? Deci am același gândac. Ia să vedem iar aici. Oh, rateu. Rateu. Ia să vedem. Peștii se află pe, nu știu, 15 cm de apă, cam pe acolo. Rateu. Nu știu dacă se vede exact. Oh, rateu. Deci cam în felul ăsta. Ah! Cam în felul ăsta mușcă peștii. Uite, am pus și o greșeală. Am relansat în loc unde mi-am mușcat mai devreme. Rateu. Deci credeți-mă, am 2-3 rateuri pe lanseu. Uite, iar. Iarăși. Deci asta înseamnă să nimerești apa cum trebuie sau cum se spune, să se potrivească astrele, dacă vreți. Uite, atac mai sus. Ah! Oh! Deci uite, dau la două lansete distanță. Hai, uite, deci pentru faptul că se repede prea mulți, asta e prea mic, se repede prea mulți odată, nu prin niciunul. Sper că ați văzut muscăreala de mai devreme, pe care bineînțeles aceeași chestie. Deci l-am ratat de două ori,
e, s-a dus. Asta a fost mai serios. Este. Băi, nu-s mari, dar ne distrăm printre ăștia, sigur o să fie și ceva mai serioși. Opa, unul pe fir. Ia să vedem. Mi-a dat, deci cum atinge apa, gândea că ăsta e, uite, iar mi-a dat, iar, după ea. Îmi pare rău că nu pot să filmez așa cum trebuie, dar n-ai cum să... Oh! N-ai cum să le faci pe toate. Deja a trecut câteva minute bune, nu știu câți pești am prins. Uite, asta e mai serios deja. Stai, mă. Bineînțeles, ca să avem situații de genul ăsta, trebuie să mai eliberăm din ele. Ia, să vedem. Mai departe un pic. Iar a dat, iar. Rateu. E un stil de pescuit minunat, prieteni. De aceea vă invit să încercați măcar o dată. Nu trebuie neapărat să vă cumpărați echipament. Trebuie doar să rugați un prieten sau pur și simplu angajați un ghid să vă arate ce și cum. E o senzație extraordinară. Sper că vedeți ce mi se întâmplă mie aici. Uite, urmărește, se întoarce. Deci, ia uitați. Hai. Uite, este. Da. Cred că până la urmă pescuitul nu trebuie neapărat să se rezume la mâncare, pentru că trăim în secolul 21. Da. Trebuie să rezume și la partea distractivă a lucrurilor, pentru că până la urmă, ca să ieșim din rutina zilnică, consider că pescuitul e una dintre cele mai frumoase întâlnirnicii, dacă vreți. Asta am simțit că a luat-o din aer, deci nici măcar n-a apucat să... Să aterizeze gândacul pe apă. Uite-te și tu ce nebun de clar. Mersi, mă, frumosule. Ia să vedem. E nebunie. Deci, cum am atins apa cu gândacul respectiv, uite, îmi dă și de 2-3 ori. Uite, iar. Cert e că am pescuit la malul celălalt, am avut un singur pește acolo, dar lejer sărit de 60 și atât iar mi-a dat. În schimb, am văzut mișcare pe apă mică, de aceea vă recomand ca să nu ocoliți apa mică, pentru că ei s-ar putea să fie acolo să mănânce și, bineînțeles, cleanul e un pește destul de deștept. Uite-l! Și de multe ori nu am apucat să-l vedeți. Și am prins cel puțin, nu știu, 10-15 cleni în câteva minute. Probabil că depășesc 100 în locul ăsta, dar nu asta mă interesează. Ia uite, încerc să mă arăt câteva chestii diferite față de celelalte stiluri de pescuit, mai ales cei care pescuiți la stațional. Nu
ați observat, dacă vreți sau n-ați avut posibilitatea să observați, opa, un comportament extrem de diferit al clanului. Da? Și anume agresivitatea lui și, bineînțeles, una din plăcerile maxime ale mele este pescuitul la suprafață. Salutare, prieteni! Sper că v-a plăcut scurta mea partidă de astăzi. Am pescuit pe un argeș exact cum trebuie. Limpede, secat prea mult din punctul meu de vedere, dar pe acolo. În același timp, balastirele nu au lucrat, ceea ce înseamnă că apa a fost super cristal. Probabil că dacă stăteam și mai pescuiam în locul respectiv, depășeam 60-70 de pești lejer, între, nu știu, 15 și 30-35 de centimetri, am luat unul spre 40. Așa, am avut și unul mai serios înainte de a da de bancul respectiv. Una peste alta, pescuitul la muscă e un stil de pescuit extrem de simplu, echipamentul nu este voluminos, dacă vreți, și din punctul meu de vedere este alegerea perfectă a unui pescuit de seară sau al unui pescuit după servici și așa mai departe. O să trec în revistă foarte pe scurt echipamentul meu pe care eu îl folosesc. Folosesc o lansetă de clasa 5, Guideline, acțiune medium fast, e o lansetă din 4 bucăți, se încadrează la gama de jos al lansetelor Guideline, costă până într-o 1000 de lei, e o lansetă care îmi place foarte mult, mai ales acest mâner, un pic altfel față de celelalte lansete de muscă. Mulineta, o mulinetă care se echilibrează cu bățul respectiv. Folosesc un șnur cu head de 9 metri, Guideline Bullet, care pot să spun că m-am obișnuit. Am o cutie de muște. Nu-mi trebuie mai multe, nu-ți trebuie mai multe, nu are rost. După cum vedeți, am și streamere, am și muște ude, am gândacul gândacilor, am și gândaci mai mici, am și ceva imitații de furnică, sper să se vadă, culori diferite, bineînțeles, olibagărul, cunoscutul olibagăr, care nu trebuie să vă lipsească din cutie. Am câteva role de tipet, începând de la 0.12 până la 0.20, da, sunt situații în care trebuie să dai cu muște mai mari, ați văzut Cernobâlurile de mai devreme. Ceea ce înseamnă că să faci un pescuit corect și să nu se răsucească tot timpul musca respectivă, trebuie să folosești un fir mai gros. Bineînțeles, un forceps, să-l avem la îndemână. Și folosesc o borsetă impermeabilă. De ce impermeabilă? Pentru că tot timpul trec apa sau stau mai mult în apă decât ar trebui și, bineînțeles, în borsetă am telefon, baterii de rezervă la GoPro și așa mai departe. Ceea ce de multe ori chei la mașină, de multe ori în contactul cu apa nu se întâmplă nimic bun. Una peste alta, vă invit să testați acest stil de pescuit. Oh, să nu uit, cea mai importantă armă sunt ochelarii, atenție. Bineînțeles, dacă este foarte cald afară, un echipament UV face diferența, mai ales că materialul UPF50, cum sunt, spre exemplu, bluzele de la Sims, face diferența de foarte multe ori. Ce nu știți dumneavoastră sau poate știați, cei care ați încercat acest echipament, în momentul în care folosiți o bluză UV, bluza respectivă pe caniculă pur și simplu este rece. Cam atât despre echipament, nu ai nevoie de mai mult, sau deja tehnicitatea prea mult strică din punctul meu de vedere. Important e să nimeriți apa cum trebuie, de aceea, cunoscând pe cineva care stă mai aproape, care vă poate da o informație dacă argeșul este limpede sau tulbure sau secat sau și așa mai departe, contează extrem de mult. Una peste alta, vă invit să încercați acest stil de pescuit, chiar merită.
Dar nu uitați, ceea ce în real este soluția. Este. Este. Frumos. Frumos. Altceva. Si. Ia uite, încă unul. Să vedem.
Muscăreau, săreau, m-au enervat, așa că am ieșit din nou la pescuit, după ce am făcut încheierea filmului, că na, se mai întâmplă. Pur și simplu am prins foarte, foarte mulți, am depășit, nu știu, 70-80% de pești. Am avut și două rupturi. Am avut pește de 42. Ce să mai... Este foarte important să nimerești apa cum trebuie. Același lucru este valabil și pentru râul Ciorogârla și pentru Ialomița, dar nu este simplu. Trebuie să umbli pur și simplu, trebuie să ieși la pescuit. Foarte greu să primești niște informații reale în sensul acesta, dar știți cum e, fiecare își păstrează apa lui sau, dacă vreți, apă pentru distracția lui. Mulțumesc pentru vizionare. Toate cele bune!